Eu reprezint o categorie socială care n-are timp nici să mai... Și cineva și-a permis o lege organică aprobată de Parlament, promulgată de președinte și să-și bată joc de 5 milioane de pensionari într-un hal fără de hal. Și vin să ridice o problemă pe care știu foarte bine că e legală. S-a votat secret anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani. Numai la îndemnul unui prim vicepreședinte al lor și-au dat toți demisia așa deodată. Domnule, rețineți un lucru. Veți ajunge la vârsta noastră și o să vă pare rău, domnul Bucălău, că vă văd acum. O să vă pare rău că ați pus problema așa. Reprezentați și pe cei nevoiași, nu numai pe cei care au. Și să vedeți că e mare răspunderea. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Un singur comentariu o să mai fac. Știți că bugetul național e în momentul de față la comisiile de specialitate, atât Consiliul Județean, cât și Primăria Municipiului Brăila, dar și cât celelalte OAT-uri. Am dat către parlamentarii noștri amendamente referitoare la buget pe lista de investiții pe care avem de făcut pentru anii următori. Vreți să știți câte amendamente au trecut? Da. Vreți să știți? Zero. Niciunul. Zero. Mi-aș dori, și aș vă spun cu cea mai mare responsabilitate, să vedem proiectul de buget aprobat, să vedem și ce bani mai avem în fondul dezvoltare. Și eu vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți și colegi mai vechi și de la PNL și la PSD, să reușim în continuare să ne ducem proiectele referitoare la dezvoltarea județului Brăila. Și avem proiecte importante de făcut, în primul rând de spitalul, și avem foarte mulți de bani cheltuit, de cheltuit acolo. Mai sunt o parte din drumuri. Sperăm să avem și mintea, dar și luciditatea să putem să ducem împreună, că până la urmă vorbim de administrația publică județeană, aceste proiecte în folosul tuturor cetățenilor. Vă reamintesc că aceste funcții ale noastre, și a mea, ca și a dumneavoastră, sunt vremelnice. Indiferent de crâncenările politice care se duc acum. Aș avea rugămintea la dumneavoastră să, cu celeritate și cu înțelepciune, să ne axăm pe proiectele județului Brăila și să le ducem la bun sfârșit.